Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, revin în atenția tuturor petardele. Tocmai de aceea, în această perioadă, polițiștii de frontieră își intensifică activitatea. Și polițiștii giurgiuveni au mai mult de lucru. Aceștia au desfășurat recent acțiuni de prevenire și combatere a criminalității, în urma cărora au reținut 3.000 de petarde. Materialele pirotehnice urmau să fie introduse ilegal în țară de 2 cetățeni bulgari. Întreaga cantitate de bunuri în valoare de aproximativ 750 de lei a fost ridicată de polițiști pentru cercetări. Cei doi cetățeni bulgari sunt acum cercetați penal. Aceștia sunt acuzați de deținerea, transportul sau orice altă operațiune cu materii explozive efectuată fără drept și contrabandă calificată.